Acum avem două colegi, Irinel și Cristinel. Varianta 2022 a lui Mieunel și Bălănel zburdă din grădină în grădină, după cum ne-am obișnuit. Astăzi mergem să vedem grădinile Tora Vasilescu, respectiv Daniela Gheorfi. Intrăm în direct acum cu Cristinel, care este în grădina doamnei Tora Vasilescu. Bună ziulica, sărut mâna stimată doamnă și haideți să vedem grădina la control. Bună ziua! Bună ziua, Măruță! Bună, Cătălin! Să știi că am făcut un mic tur așa de grădină și pe această alee superbă, plină de trandafiri. Nici nu mi-am dat seama câte culori de trandafiri are doamna Tora Vasilescu. Nici nu vreau să mă gândesc cât... Culorile curcubeului! Nu vreau să mă gândesc cât timp petreceți, doamnă, în grădină, pentru că bănuiesc că este nevoie de extrem de multă muncă să întrețineți tot ce aveți aici. Crezi că vine cineva și nu spune, vai ce frumos! Da, ce muncă! Cu munca e mai greu. Nu mă plâng. Am să folosesc un cuvânt pe care eu îl iau ironic. Expertiză. Adică am expertiză. Am experiență, bineînțeles, și am învățat cum se face. Adică florile astea sunt pe anotimpuri. Da, așa. Vreau să știu cât timp petreceți în grădină atunci când intrați și începeți să tăiați frunzulițele, să tăiați florile care nu mai, nu știu, se usucă. Cât petreceți? Câte ore? Până vă prinde seara sau cum? Draga mea, eu aș vrea să fie totul perfect, dar așa în ultimul an m-am gândit să o iau mai ușor, după posibilități. Mă scol ca pensionară ce sunt când pot și când vreau, ies în grădină când am puterea, să fac ceva, numai că totul e organizat, le iau din timp. Am văzut aici o arcadă superbă pe care o filmează acum și colegul meu. Aveți aici o arcadă superbă cu trandafiri. Mă simt așa ca la nuntă, doamnă. Exact, îmi amintește de nunți. La un moment dat, altfel am scos trandafirul acela, că nu-mi plăcea și acum se formează arcada din alți trandafiri. Da. Ce să spun... Am văzut că aveți și piscină în spatele nostru. Este în construcție acum, probabil că... Nu, e în construcție. Este doar acoperită, nu? E acoperită, da. Ei, și stați un pic, am mai... 6 luni o folosesc din an, da. Am mai văzut ceva interesant, pentru că, Cătălin, nu numai că doamna Tora Vasilescu are o grădină extrem de frumoasă, brazi, brăduți, tuia, fel de fel de trandafiri și de alte flori, bujorii au trecut. Îmi spuneați puțin mai devreme că bujorii au trecut. Sunt mai multe feluri de bujori, bujor arbustiv, floarea națională a Japoniei. E o demență când înflorește. Dar să nu crezi că doamna Tora este înconjurată doar de flori, pentru că, așa cum spuneam, eu întreagă muncă. Și uite, Cătălin, o să-ți arătăm acum ceva, să vezi că frumos. Doamna Tora Vasilescu își petrece, timpul și în solar. Măruță, trandafirii ăștia toți sunt înmulțiți de mine. Am expertiză, cum ți-am spus. Ce frumos! Da, știu cum se mulțesc. Aici sunt puișorii mei, pun limelele de rigoare, puișorii sunt roșiile, ardei, vinetele, adică pentru familia, pentru familia mea. Care și eu vă întrebam câte ore petreceți la trandafir, dar eu scrieați acum câte ore petreceți aici în solar. Le iau din timp. Le iau din timp. Și, mă rog, legumele și fructele, dacă se simt iubite, cresc bine. Să înțeleg că roșii, ardei, castraveți, legumele acestea de unde să luăm, Cristina, de unde să luăm în orice zi. Știm de unde să luăm legume bio. Din propria producție, da? Mereu. Da, e adevărat. Aveam o glumă, am făcut o poză când eu stropeam via, soțul era la cafenea, pisica dormea, toți transpirau la bine, dar toți mănâncă la urmă. Așa că te aștept și pe tine. Să-ți dau o cafea. Am roșii din sămânță proprie, inima boului, așa arată. Mă mândresc cu ele. Da. Păi eu văd aici, urmează să se coacă. Păi vă mai facem o vizită, doamnă, când se coc, când se coc roșiile, vă mai facem o vizită. Ce zici, Cătălin? Venim cu coșul plin. Când am aflat că dacă poți să faci ceva pentru tine, atunci cultivă-ți singur legumele. Foarte frumos. Știi ce pui? Fără modificări genetice. Și nu mai cumpărați? Mai cumpărați de la piață legume? Prea. Nu. Producție proprie. În orice caz, dacă cumpăr, am un aparat, un ozonator, care scoate toxinele. E o întreagă chimie, mie îmi place să acum să unesc așa spiritualitatea cu ultimile descoperiri științifice. Am văzut și ceapa aici, sau ceapă, usturoi. Ceapă, usturoi, da.
De toate. Rămâne și pentru iarnă, mai încolo sunt, e mazărea care pornește în mustul zăpezii, cum se spune. Păi și să înțeleg că singurică grădinăriți sau vă mai ajută, da? Vreau să spun că dimineața soțul meu și cu mine avem un bioritm diferit. Eu dorm mai mult, el se scoală foarte dimineața și udă. Udatul e automat, că de fapt la agricultură munca grea e udatul. Pe căldura asta și pe schimbările climaterice care sunt acum, iar în rest, am mai ajuns și eu cu câte cineva, sigur că doar nu sap eu, lasă pat la asta, am mașinăriile care trebuiesc, ce să spun, de când fiecare om se gândește la pensie, o să fac lucrul acesta, eu îl fac. Adică de actorie m-am plictisit și vreau lucruri care să fie bune pentru sănătatea mea. Să citesc în domeniul sănătății, să mă hrănesc așa cum mă învață oamenii înțelepți, cum mă învață domnul profesor Mencinicovski, să mă feresc de organisme modificate genetic, și pe lângă pe care organismul nu le cunoaște. Pe lângă florile astea și multă verdeață așa în jur, am văzut că aveți acolo un foișor. Aveți și un punct de relaxare, da? De liniște, unde stați, citiți, da? Da. Citesc mai mult în casă, seara, când ajung, ca să nu mă mai uit la... să mă influențeze știrile. Doamne, deci, TV. Știți că îmi place foarte culoarea aceasta, da, lila, e culoarea mea preferată. Da. Vreau să mă întreb și pe dumneavoastră, vreau să mă întreb și pe dumneavoastră, dintre toți trandafirii ăștia minunați pe care îi aveți în grădină, trebuie să fie un soi preferat de dumneavoastră. Atenție, uitați, gata, gata, operatorul era să intre în soiul meu preferat. Uite, la căldură așa mare, uite ce e aici. Dar faceți și dulceață din ei? Și miros extraordinar. Da. Poftim? Faceți și dulceață din ei? Dulceață, nu fac dulceață, că mă feresc de zahăr. Am, dar am o modalitate de a... Da, pot să usuc, doamne, să fac un ceai, de să exemplu. Să știți că ați putea să ne faceți nouă puțină dulceață, pentru că Cătălina are dreptate. Deci la ce miros au acești trandafiri, cred că are și o dulceață... Aia sunt special, cred. Minunată. Vine, căci vine o vreme, când nu mai trișăm. Vine o vreme când cam ne ferim de zahăr. Și atunci chestia asta cu dulcețurile mai e puțin. Cătălin, dacă vrei, eu rog pe doamna Tora Vasilescu să-ți facă ție câteva borcane și venim la doamnă. Doamna, aveți o grădină superbă. Chiar vreau să vă întreb cine vă ajută. Cine vă ajută să stropiți? Cine vă ajută să întrețineți grădina? Ieri, pentru că n-a venit omul care mi-a promis că îmi stropește, ar trebui să-ți trimit o fotografie cum arătam. Eu am stropit via, pentru că e timpul când înflorește via și dacă nu o stropești la timp, semănează și via. Vorbesc de o boltă, mă rog, struguri de masă. Am văzut prin spatele acolo, prin spatele... Mă mai ajut cu cine pot, pe cine prind. Numai că la timp și organizat, da? Multe lucruri se fac toamna, grădina e pregătită. Uite unde vezi acolo, acum două zile, biloamele acelea sunt cu cartofi dulci. Am învățat... Deci venim și după cartofi dulci data viitoare. Da. Am învățat cum se... cultura de cartofi dulci, care e total deosebită de... Da. Doamnă, vă felicităm! Sunteți o actriță senzațională și o gospodină desăvârșită și ne bucurăm mult de tot. Poate odată veniți să ne povestiți toate lucrurile acestea despre care spuneați, să mâncăm sănătos, fără zahăr, să avem grijă, nu știu, să nu ne mai enervăm, să nu ne uităm la știri care ne încarcă negativ, să citim, să avem mai multă grijă de noi. Mi-a plăcut mult ce ați zis. Măruță, nu risca să mă chem, că-ți fac capul mare. Am nevoie. Știu multe în zona asta. Sunteți minunată și vă mulțumim mult. Ți-a plăcut, Cătălin, ce ai văzut astăzi? Te lăsăm. Să rămână, vă mulțumim mult de tot. Foarte fain.